Cum ați vedea implantul dentar? Un obiect de lux sau o necesitate? Cei drept dacă acum 16 ani când am revenit în țară implantul era considerat un lux și Chiar așa era, deoarece erau multe din localitățile mici, ce să mai vorbesc de comune care nu aveau medic implant implantolog, iar implanturile erau practicate doar în centrele, în orașele mari, în centrele universitare. Medicii implantologi erau destul de puțini, majoritate medici cu practică în chirurgie sau cu specializare în chirurgie bucomaxilofacială. La vremea aceea nici nu exista această chirurgie mai mică, chirurgie dentoalveolară, acum există și era chiar un lux pentru mulți dintre pacienții noștri. La acest moment însă tehnologia a avansat absolut, absolut incredibil de mult și piața s-a schimbat, componentele pieței dentare s-au modificat vertiginos, iar, obiectul, iar implantul dentar este din ce în ce mai mult un obiect de larg consum. De larg consum de ce? Pentru că sunt din ce în ce mai multe cabinete care în care se practică implantologie, veți crede sau nu, la noi la clinică în București avem mulți pacienți care vin din zone limitrofe, din foarte multe zone, din provincie și nu pentru că la ei nu s-ar face implanturi dentare, sunt mulți pacienți din sate, din comune și nu pentru că acolo nu s-ar practica ei, știu despre implant, au um, studiat, l-au um, întrebat pe Doctorul Google și știu foarte, foarte multe lucruri deja. Uh, vin la noi pentru că știu câte ceva de, despre noi, pentru că am fost recomandați pentru reputația clinicii și din, din multe alte considerente. Uh, implantul dentar a devenit, deci, un obiect care este absolut la îndemâna tuturor și prin prisma puterii de cumpărare a multor dintre noi. Salariile uh, s-au mărit, puterea noastră de cumpărare a crescut din ce în ce mai mult și implanturile sunt affordable. Practic, oricine, absolut oricine um, trăiește în România, poate să-și să permită un uh, tratament dentar cu unul sau mai multe implanturi, atât cât este nevoie. Iar um, nivelul tehnologic foarte ridicat um, pune, aduce multe dintre companiile de implanturi în uh, piața românească. Și dacă înainte implanturile erau descrise prin modul cum sunt făcute spirele, prin cum este tratat de suprafață obiectul respectiv. Pentru că, să recapitulăm, implantul este în sine un șurub din titanium. El poate fi făcut și în zirconiu. Eu personal nu um, creditez foarte mult implanturile din zirconiu pentru că Um, au o curbă mai, mult mai mică de învățare în timp ce implanturile din titaniu se află pe piață cu mult de cu mult mai mulți ani spre 50 de acum. Sunt extraordinar de bine cunoscute. Se știe clar cât de prietenos este titaniu cu corpul omenesc și cum se poate adapta um, orice situație clinică la implantul respectiv și viceversa, cum putem folosi un implant de un anume design în orice situație clinică. Iar vorbind despre um, progresul tehnologic, um, firme consacrate de implanturi dentare ca și Noris Medical sau ca Surcam vin cu o tehnologie de ultimă oră, ca și implanturi zigomatice, implanturi pterigoide. Aceste um, avansuri, ca și atitudine terapeutică, au fost sunt exact numai de ultimii ani. Um, în luna care vine, vom avea o operație live la noi la clinică cu un specialist din uh, Israel și vom demonstra exact această abordare chirurgicală care prinde din ce în ce mai mult teren, din ce în ce mai mult mai mulți practicieni își doresc să aducă rezolvări optime pacienților lor și să abordeze aceste atitudini terapeutice, astfel încât pacienții să fie toți, să fie foarte, foarte fericiți. Și spuneam, dacă înainte vreme poate o bunică dintr-o comună nu își putea permite, astăzi, desigur, Deseori cu ajutorul familiei putem plasa implanturi absolut la orice vârstă. Și avem la noi la clinică pacienți, paciente de peste 70 de ani. Um, anecdotic, um, avem și două paciente de peste 80 de ani. Uh, și uh, deseori povestesc cursanților o uh, întâmplare hazlie. O întrebare care mi-a fost pusă de una dintre pacienți, pacientele mele, o doamnă care primise implanturi făcute de mine la vârsta de 76, 77, primul rând de implanturi și apoi a revenit când avea 82 de ani. Pentru alte implanturi. Și eu am întrebat-o, dar, doamnă, n-ați vrea să luăm în calcul totuși o mică proteză pe zona respectivă? Și ea a zis, doamna doctor, dumneavoastră m-ați învățat că proteza macină osul. Și dacă voi vrea peste 3-4 ani să pun implanturi și atunci nu voi mai avea os, ce ne facem? Și eu am zâmbit și am spus să știți că vă apreciez din tot sufletul și am primit-o la tomografie astfel încât să îi putem pune implanturile pe care și le-a dorit Pe care de altminte le-a și primit și restaurarea a fost făcută cu foarte mare succes și doamna respectivă s-a bucurat de implanturile ei și de dinții pe implant deci ziceam, dacă de de multă vreme restaurările pe implant erau considerate un lux și când la o vârstă mai înaintată vorbeam despre două implanturi să putem stabiliza o proteză, acum vorbim cu lejeritate despre patru implanturi sau chiar și mai multe. Și am avut la noi la clinică o altă situație interesantă săptămânile trecute în care... Una dintre paciente care nu mai avea dinți pe arcada mandibulară pe arcada de jos. Și avea o proteză totală, arcada de sus fiind cu o lucrare foarte veche, lucrare fixă, iar dumneaei dorea să extragem dinții respectiv pentru că tot se mișca absolut tot. Și să-i punem un număr mai mare de implanturi pentru o restaurare fixă. Deci dinți fixați, înșurubați sau cimentați pe implanturi și nu o proteză pe implant, după cum spuneam înainte. Tot la fel, luând în calcul faptul că pe arcada de jos avea a, o proteză, i-am -am pus aceeași întrebare, paradoxal, dar, Doamnă, n-ați vrea să facem totuși o lucrare amovibilă? Și a zis nu, vreau chiar o lucrare fixă pentru că, într-un viitor, o să vreau să-mi pun implanturi și pe mandibulă, și atunci um, vreau să am o funcționalitate impecabilă și să am dinții mei, să-i simt chiar ca și dinții mei. Um, vârsta pacienților despre care vă povestesc, deci, nu reprezintă o contradictie oricare ar fi, oricare ar fi aceasta. Și am adus în discuție exact vârste mai înaintate. Pentru că marea îmbunătățire în calitatea vieții o aduc implanturile nu neapărat la un pacient de 20 de ani sau la un pacient de 18 de ani care și-a pierdut un dinte dintr-o căzătură sau uh, un dinte i-a fost extras uh, dintr-un motiv sau altul și va primi un implant sau mai multe acești pacienți tineri se vor adapta ușor la lipsa dinților și deci implanturile nu aduc o modificare majoră, o îmbunătățire majoră în calitatea vieții lor, dar îmbunătățirea majoră în calitatea vieții se întâmplă exact la pacienți de o vârstă mai înaintată, la care stabilizarea unei proteze le face raiul pe pământ și faptul că deodată vor putea să muște dintr-un măr sau vor putea să mănânce o friptură bună sau vor putea să se bucure de un aliment de o consistență mai dură și să vorbească fără grijă în fața rudelor, a prietenilor, a cunoscuților și să facă orice le place, e, această îmbunătățire în calitatea vieții este absolut emoționantă și remarcabilă și de aceea ne bucurăm că implanturile au devenit un bun de larg consum și nu mai sunt un obiect de lux.